One, two, three, say. A sosit momentul de joc, zâmbet când și armonie. Avem invitați de tot, va fi mare veselie. Deschis la distracție, shopping-ul în satisfacție. Te vezi la televizor, chiar aici, în palasmul. Deschis la distracție, mamă ce senzație. Te vezi la televizor, chiar aici, în palasmul. Deschis la distracție, doar aici, în palasmul. Sfârșită. Doamna și domnilor, gazda noastră, Vlad Baba! Și Andrei Nasăr! Și Tudor Pletea și cea mai veselă trupă din Iași, Cross o parte, Medio! O parte să nu uităm de noua... Și... O parte din Cross Medio! O parte, dar stai mă că e o parte, aici e și Popovicius care a terminat cu licența. Bună dimineața, Gemma Bună dragă! Bună dimineața! Bă, m-am ce fericită ești! Ia uite, cum a fost la licență? Foarte Câți patru bine. Ai luat? Mă, Vlad, dar nu mă compara cu tine, te rog frumos. A fost minunat, minunat, am avut emoții, dar a fost excelent. Și înainte de licență, vreau să-ți spun că am avut și un turneu prin țară. Așa? În urma căruia m-am ales și cu un premiu. Premiul special mă, al jurului, chiar, nu? Nu am ales degeaba asistentă. Da. Și ce premiu? Premiul special al jurului la București pentru rolul meu. Popovicius, felicitări! Dar vreau să zic că dacă tot ai câștigat acest premiu, ți-am pregătit multe surprize, deoarece aha, vorbim despre frumusețe. Am înțeles. Ce bine că și așa m-am neglijat în ultima perioadă. Perfect. Deci, îmi prinde bine. E foarte importantă imaginea noastră. Domnul Pletea, ia zi tu, cam cât de importantă este imaginea noastră după părerea ta? Imaginea cu... Imaginea noastră, a tuturor. Imaginea bandului Cross Medio, ia zi. 100%. Foarte important, nu? Da, de asta astăzi n-am venit cu toboșar. Tocmai de aceea astăzi vom afla tot felul de tehnici de beauty pentru a ne menține mereu tineri, frumoși și neliniștiți. Corect. Iar astăzi la rubrica de cooking avem o gașcă fantastică. Salutare! Head chef bucătar Marian Zâncean, somelierii noștri Cristian Iliuță și Daniela, prietenii noștri, Bălan. Ce faceți, dragilor? Așa, stai că avem și microfon aici. Bună dimineața, ce faceți? Ce faceți, prieteni? Foarte bine, mulțumim. Mulțumim pentru invitație. Vreau să vă spun că invitații noștri de astăzi ne-au pregătit câteva surprize și ne vor învăța cum să asociem un vin bun la un fel de mâncare dintr-un meniu special ales. Zic bine, Marian, nu? Bună ziua, bună dimineața de fapt. Astăzi am pregătit câteva specialități. O să încep cu un starter la care vom asocia un vin special ales de somelierii noștri de la Little Texas. Am să încep cu o specialitate mexicană, o quesadilla, quesadilla cu legume, la care o să-l invit pe Cristi să-mi spună cam ce vin se potrivește cu... care l-am ales eu. Cum ai zis că se cheamă? Quesadilla cu legume. Cel mai mult îmi place quesadilla asta. Păi normal, asta cel mai mult. Zic că domnul Pletea, gata. Cel mai mult. Te-a văzut? I-a plăcut. Un fel de clătite, nu? Ce sunt astea? Mai complicat. Să spunem că eu... Se aseamănă, dar așa? Nu sunt clătite, să nu le confundăm. Sunt așa tortilla, făcute de noi. Sunt foarte sănătoase. Și legumele sunt făcute, sunt umplute cu legume la grătar. Foarte bune, asociate cu o salsa proaspătă de roșii. Foarte bune, foarte light la început, pentru a putea merge în continuare cu celelalte preparate pe care le-am pregătit și o surpriză la sfârșit. Super! Păi la experiența ta din 2008, bucătar, da? Un bucătar cu o experiență extraordinară, mai ales că ai lucrat și la restaurante de specific italian și internaționale, tocmai de aceea sunt sigur că o să iasă un meniu perfect, dar să nu mai vorbim de somelierii noștri, 14 ani, Cristi, de experiență, da? Așa este, 14 ani de experiență în domeniul ospitalității. Ați câștigat și foarte multe premii. Deja puteți să vă faceți și buletin, zic, nu? Așa e. Da, am câștigat locul 2 pe Moldova în 2014, după aia în 2015 am câștigat locul 1 pe Moldova și locul 3 pe faza națională. Super tare! Daniela, nu e polonică ăla, da?
Nu, cum se cheamă, Cristi? Se cheamă Tasse du Vin, Cupa Sommelierului. E mai mult un simbol al sommelierului. El strămoșul paharului. Ia uzi, Popovicius, strămoșul paharului, Tasse du Vin. Deci nu e polonic. Să nu-l bagi în borș, că nu e de acolo. Bun, așa. Dar să vorbim un pic despre asociere. Cum putem să asociem acest fel de mâncare preparat și pregătit de Marian cu este un preparat, cum spunea și Marian, un preparat lejer, un preparat de deschidere, să zicem. Așa, și noi asociem un vin alb la acest preparat. Avem aici în față un Sauvignon Blanc, un Sauvignon Blanc din zona Vrancei, zona Moldovei, mai exact Vrancea. Este un Sauvignon Blanc din 2015, un Sauvignon Blanc proaspăt, plăcut, mineral, cu arome de vegetale și ierboase. Și totodată arome de citrice. Super! Mi se pare o idee foarte bună, deoarece e foarte important să știm cum ne putem asocia băutura și mâncarea. Așa este. Gustul se amplifică, am putea să-i spunem, nu? Da, într-adevăr, vinul potențează preparatul și viceversa. Preparatul îi conferă vinului posibilitatea de a se dezvolta frumos. Ia să-l vedem, te rog să-l torni tu, Daniela. Așa se miroase, se... După cum vedeți, am adus și paharul potrivit. Este un pahar pentru vin alb, un pahar cu cupa mai mică. Și celălalt pahar este pentru vin roșu, un pahar cu cupa mai amplă, mai mare, pentru a da posibilitatea vinului să dezvolte mai frumos. Domnule, tot felul de tactici, tehnici și o tehnologie în cooking, de aceea mulțumesc specialiștilor. Revin mai târziu la voi. Până atunci, prieteni, deoarece ne propunem să discutăm de frumusețe, de îngrijire corporală, vreau să o invit în platoul emisiunii noastre pe Ștefania Mila, manager zonal Oriflame România, ce ne va prezenta o nouă campanie lansată în această vară, special pentru toate doamnele și domnișoarele. Să intre, Ștefania! Ei, bună dimineața, Ștefania! Ce faci? Microfonul aproape, îți place la noi? Cum să nu? Te rog să iei un loc. Mersi, mă. Bine ai venit în grădina de vară, Palace. Bine. Și suntem siguri că ai lucruri interesante să ne spui, mai ales pentru că Oriflame a lansat o nouă campanie, nu? Exact așa. Campania aceasta se cheamă Vara asta sărută colorat. Ne dorim să fie o campanie plină de energie. Te-ai asortat și cu microfonul, cu culoarea roșie, buze roșii, sărutăm colorat, am înțeles. Întotdeauna ne asortăm. Ne place să fim plini de energie, mai ales că o avem alături pe Alina Eremia. Această vară este imaginea noastră. Colega noastră de la Antena 1, de acolo, din juriul Next Star. Exact așa, este alături de noi. Știu că anul trecut ați început cu o competiție ce avea cu un premiu excursie în Spania, nu? Exact. Cum s-a așa finalizat acea competiție? Foarte, foarte bine. După cum știți, Oriflame are tradiție în organizarea de competiții. Acum 2 ani a fost o competiție în Egipt, unde am mers 170 de persoane. Anul trecut a fost competiția cu Spania și în curând consultanții vor pleca în acea excursie, în număr de 300. Deci am fost extrem, extrem de fericiți când s-au calificat atât de mulți pentru această competiție. Și anul acesta... Mai aveți o competiție, da? Tot cu un premiu important? Avem. Tocmai ce ne-am întors din Grecia, de la seminarul directorilor, unde am anunțat o nouă competiție, care are ca și premiu o excursie în Creta. Wow, de... frumoasa insulă a Greciei, super! Exact, o excursie de 5 stele, la un hotel de 5 stele, unde totul este all-inclusiv. O adevărată vacanță, nu? Ce un poate mic fi mai frumos? Sejur. Cine poate să participe și ce trebuie să facă, Ștefania? Poate să participe oricine. Important este să-și dorească să fie alături de noi. Pot participa atât consultanții, managerii, directorii, dar cel mai important este că poate participa oricine, inclusiv cei care nu sunt înscriși în Oriflame. Super! Unde vă pot găsi persoanele ce pot să vi se alăture?
multe, multe locații din oraș, acolo unde avem standuri de prospectare, unde o să avem și caravane, exact cu vara asta sărută colorat, unde pot veni să macheze, să încerce o grămadă de alte produse de ale noastre, produse Oriflame, și oriunde, inclusiv la sediu Oriflame, care este aici în Iași. Super! Păi nu ne rămâne, prieteni, decât să participăm la campania vara aceasta sărută colorat cu Oriflame. Mulțumim, Ștefania, și suntem siguri că o să ne mai vedem în aceste ediții deschise la distracție. Cu siguranță! Mulțumim foarte mult, Ștefania! Popoviciu, spune și mie, mămică dragă, dacă a trecut licența, ce urmează să faci? Aoleo! Dar nu pleca, vină cu ace, vină cu ace, așa. Nici nu știu exact cu ce să încep. Bine, cred că o să merg pe la piscină, cred că o să mă relaxez și în primul rând ți-am zis că nu prea am avut grijă de mine și o să încerc și eu să mă mai ocup de partea fizică, partea exterioară, o să mă gândesc la frumusețe mai mult. Eu îmi propun, prieteni, să ducem această vară împreună deschiși la distracție, să mai facem aici din grădina Palace emisiuni frumoase și vom vedea și de concediu, prin august. Cam târziu. Cam târziu. Dar știi ce mă gândeam? Că dacă tot îți dorești tu să te relaxezi și să te resfeți în această vară, vreau să îți prezint modalitățile prin care tu chiar poți să fii o frumusețe, nu că n-ai fi, dar poți să fii și mai frumoasă. Am înțeles, îți prezint și trendurile în hairstyling, în make-up și în masaje. Pentru asta avem nevoie ca informațiile să ni le spună profesioniștii. Tocmai de aceea invităm alături de noi pe Alice Adochiței și pe Irina Stratulat. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Salut, mâna! Bine ați venit! Bună! Mamă, ce elegante, ce frumoase! Vă rog frumos să luați un loc pe canapeaua noastră deschisă la distracție și colorată. Mulțumim! Avem și multe surprize, Irina, astăzi pregătite de voi. Ați complotat așa puțin? Da, avem ce prezenta astăzi. Foarte multe manechine, foarte multe proceduri, coafiuri. Suntem în plină vară, petreceri. Doamnelor, haideți să încercăm să fim mai frumoase decât suntem, cu ajutorul doamnei Alice. Super! Păi începem și demonstrațiile și ne propunem să cunoaștem îndeaproape și stiliștii, dar să vorbim așa puțin în mare, ce ne-ați pregătit astăzi? Avem momente de hairstyling, avem momente de make-up, nu? Da. Și chiar o surpriză spre final, eu facem colegii mele, Andreea Popovici. O surpriză de masaj. Am înțeles. O mini ședință de masaj și taping. Sunt tehnici foarte interesante, în trend, ce trebuie propuse doamnelor și domnișoarelor în această vară și dacă tot acolo treaba e începută de zori, o să începem cu Simona Paliciuc. 10 ani de experiență în hairstyling. Din 2012 a intrat în această frumoasă echipă. Ea îl aranjează pe domnul dansator talentat, frumos și a mai crescut, Elvin. Cu el vorbim ceva mai târziu, deoarece ne-a pregătit o surpriză împreună cu partenera ei. Spune-mi și mie, Simona, de ce ai adoptat această tunsoare? Este o tunsoare ușor elegantă, nu? Da. Datorită profesiei care o are, cea de dansator, profesionist, are nevoie de o coafură fixă. I-am tuns partea de jos cât mai scurt, datorită că este vară. Iar topul l-am lăsat mai lung pentru a-și-l aranja cu produse foarte puternice, foarte strong. La el am să folosesc un gel foarte strong și un gel la fel, un fixativ la fel, îmi cer scuze. Super! Ce să spun, Irina, de fiecare dată domnii au mare grijă de hairstyling-ul lor. De multe ori în acești ani chiar am putea să spunem că vin de mai multe ori pe lună la salon decât vin doamnele. Da, pentru că paradoxal, Vlad, bărbații au mai multă nevoie, părul scurt se întreține mai greu. Știi și tu lucrul acesta, pentru noi doamnele cu părul lung este mai simplu și dacă fac sport, merg la piscină, iar seara trebuie să meargă la un eveniment, iată că trebuie să-și aranjeze părul de cel puțin 3 ori pe zi. Corect. Alice, Elvin e un artist, e un dansator cu multe premii naționale și internaționale, precum și Carina, așa, care o să vorbim ceva mai târziu. Vin și artiștii la voi, nu? Da, normal. Și nu numai artiștii, vin și sportivii de performanță. Asta vă va spune și Alexandra când va fi ședința de taping.
nu de alta, pentru că există și o cameră VIP, unde toată lumea se poate răsfăța, persoanele așa ce vor să fie mai, mai într-o zonă VIP. E momentul să-l cunoaștem pe Mahmud. Mahmud e prietenul meu din Siria. Salut, da, din Siria. Noi vorbim foarte bine în siriană, dar zis pentru voi astăzi să vorbim în limba română. În limba română, ce da. Faci, frate? Ce să fac? Bine, am făcut modelul la păr și vreau să fac și cu ața. Cu ața? Cu ața, da. Ce să faci cu ața? Vrei să mă coși sau ce? Da. Dar ce, e o tactică, e o tactică, o tehnică este cu ața. Tehnică. Unde cu aplici ața? Tu tehnica aia? Cu ajutorul aței se îndepărtează părul atât din zona sprâncenilor. Hai, arată-ne, ia-ți ața. Deci se ia una bucată ața de Mahmud cu o experiență de 12 ața ani specială. În domeniu. O ață specială. Deci dacă mă duc la, nu știu, la un magazin să-mi cumpăr o papiotă cu ață, nu mă ajută, da? Așa. Ok. Cătălin, vino pe partea asta. Și ce faci acum în momentul ăsta? Cu ajutorul aței se îndepărtează părul atât din zona sprâncenelor și cât din zona pomeților. Ia să vedem. Părul nedorit. Și poate dă și conturul barbei tot cu ață în loc de lama, pentru că cu lama crește mult mai repede și mai des și... Hai să ne apucăm de treabă și vreau să te întreb, Irina, ai mai auzit de tehnica asta? Nu, când eram foarte mică, trebuie să recunosc, bunica mea tăia mămăliga cu ața. Nu știam acum că poți să-ți aranjezi și barba și mustața. Uite, mă, cum faci? Dar este foarte interesant. Bine, vezi ce manualitate are. Ăștia sunt vrăjării băietului, nu-i mămăligă. Da. În Orient este foarte des întâlnită această tehnică. Și femeile își pensează sprâncenele tot cu prin cu această ața. Tehnică, da? Corect. Mahmud, excentricul prieten din Siria, cu experiență mare, spor la treabă, spor la treabă, dragilor. Iar eu mă întorc deoarece ne răsfățăm, ne distrăm, mai și păpăm ceva sănătos. Dar în această dimineață este foarte important să facem și puțină mișcare, deoarece suntem într-un loc atât de frumos, grădina de vară, și nu uitați, trebuie să ne menținem în formă toată emisiunea. De aceea îl invităm alături de noi pe Paul de la World Class. Mamă, plin de energie, ce faci, Paul? Salut! Salut, salut! Ai venit cu o demonstrație de Zumba! Întotdeauna! Ca de fiecare dată, domnișoarele, măi, fetilor, sunteți cam... Cum se zice? Ajută-mă, Alice, ajută-mă. Fetele sunt cam zburlite, nu? N-ați trecut pe la... N-ați trecut pe la salon azi. Mamă, ce mi-ai făcut? Tu nu-ți aranjezi modelele, colegele, practicantele de Zumba înainte să... Ele sunt minunate așa cum sunt. Am înțeles. Ca toate femeile de altfel. După ce terminați demonstrația de Zumba, faceți un duș, vă aranjați și ieșiți la un cocktail, nu? Super. Spune și mie, e adevărat că Zumba se poate practica la orice vârstă? Zumba se poate practica la orice vârstă și de către oricine. De către oricine. Care este, nu știu, cursanta cea mai vârstnică pe care ai pregătit-o? 78 de ani. Hai mă, vorbești serios? Serios. Ați auzit, fetelor? Da, mi se pare normal, este vârsta la care te apuci de nebunii. Frumos, da. Ai văzut asta într-un film, Irina. Am văzut și eu filmul ăla. Da. Ce să zic, spor la treabă. Mulțumim. Facem o demonstrație de Zumba aici, pe iarbă, unde merg? Eu zic că pe iarbă este foarte, foarte frumos. Hai să mergem pe iarbă. Super. Păi, suntem cu echipa World Class, suntem cu Paul și ne pregătim de o super demonstrație de Zumba. Welcome to the remix. Wow, începe Zumba cu fetele, zburlitele, frumoasele, talentatele și cu Paul. Ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado. Ahora como en una lucha. Da, deci nu puteam să nu participez și Popovicius, dar măcar păstrează ritmul, așa. This is the remix. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. La Habana, la rumbe hasta mañana.
el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puede dar por eso. Si no lo hice cuando tuve mi tropiezo, ahora no me puede dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, y eso, ahora no me puede dar por eso. No soy sana, yo sí huiré, yo sí huiré. Yo nunca me perdí, oh. Ahora fue que me encontré, ahora fue que me encontré. Sube la mano para arriba y vive la vida. Tu știi să dansezi așa cum dansează Paul, poți? Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Otra vez, que te alejo con la mano al aire. Cândva, da. Que te lo uses y lo bailo otra vez. Hai mă, vino cu așa, hai să mai exersăm puțin, uite. O să exersez să încep cu primul preparat. Dacă m-a dus să fac zumba în bucătărie, da. Dacă faci 3 pași, îți dau ție platou, promit. 3 pași, hai mă, 3 pași, hai mă, 3 pași. 3 pași, uite că nu e greu. Intră în acțiune nimeni altul decât Tudor Pletea. Extraordinar. Hai mă, vezi că nu e așa greu. Faro, Jacob Forever, Forever Music Studios. Nando, uno, stinga, față, nu? Torres, 3, from Miami, Carbon Fiber Music. Tot timpul uit. Ei, asta e gata. Asta că se seacă mai mult. Asta e tare. Eu te lui Farru. Asta cu mâine nu prea ne prinde. Yo, da. Mulțumim frumos, haideți încoace. Haideți încoace. A fost echipa World Class, mulțumim Paul și domnișoarelor de la Zumba. Mulțumim Paul, că astăzi mănânc și eu. Pam, pam. Mulțumim. Așa. Și pentru că i-am promis domnului Pletea că se poate răsfăța după acești pași extraordinari, te rog frumos, aici, domnul Pletea, ai plecat? Nu! Acum îți dădeam voie, a, gata? Vreau să vedem cum arată preparatul, hai măcar și arată. Pot să povestesc eu, superb! Da. Superb? Superb! Așa! Și la miros, și la estetic, și la plating, și la tot. Bine, hai, l-ai câștigat. Stai-mă puțin că trebuia să ne spună despre el, cum l-a făcut, ce a făcut. Asta e primul. Hai, de care vorbi, da. Clătitele tale, eu. Da, mă, ia-le, hai, du-te. Asta-i. Fără dulceață. Sunt fără dulceață și cu multe straturi. Și pentru că este momentul ca domnișoara Popoviciu să intre în paradis, vreau să-ți predau legătura la zona de make-up. Ia legătura, uite legătura, vezi, da, legătura. Da, mulțumesc, asta e legătura. Legătura de pătrunjel, da, o iau. Pa. Și sunt aici unde îmi place mie cel mai mult, și anume în paradisul vesel al make-up-ului, unde domnișoarele noastre pe care le invităm să se prezinte, corect. Exact, spuneți cum vă cheam. Elena Iftinca. Și? Cristina, bună. Și pregătesc modelele. Vă sunteți make-up artist sau modele? Wow. Doamna Alice, îmi dați-o și mie o carte de vizită să mă machiez după emisiune. Spune-mi, te rog, ce tendințe se poartă anul acesta, ce culori și ce ai aplicat pe modelul pe care îl faci acum? Ca în orice sezon cald, machiajul natural este unul dintre principalele tendințe din anul acesta în make-up. Pentru a... Deci se poartă cât mai mult natural, nu? Da, naturalul. Pentru a purta acest timp de machiaj, cerința principală este să avem un ten impecabil. Categoric. Bineînțeles. Ceea ce nu-i cazul meu. Pielea trebuie meu să fie îngrijită. Iar în contrast, aici avem un machiaj grafic. Se aseamănă oarecum cu smokey eyes. Ați folosit culorile, ce paletă de culori ați folosit? Un albastru. Astru? Dacă în anul 2015 a fost culoarea anului Marsala, anul acum acesta este albastru, da, și cuarț. Și dacă am ochi albaștri, eu știu că nu e la... bine să mă machiez cu albastru. Nu, la ochi albaștri merge cuarț. Cuarț, cuarț. Ok. Da. La... Irina, cred că vrea să spună la ceva. La ochii negri sau căprui ar merge albastru. Irina?
Îi dăm legătura a Irinei, deschide microfonul pentru că are o completare. Îmi suflă doamna Alice că Elena are studii de artă, de aceea se pricepe atât de bine la culori și cred că de aceea se pricepe să le și combine atât de bine. Și face și tablouri foarte frumoase, Elena. Iată. Da, deci, doamnelor, puteți NS. Deveni un tablou pe mâinile Elenei. Super! Așa da. Ceva. Cu cealalt, aș vrea să vorbesc cu celălalt make-up artist al nostru și să întreb ce fac în cazul în care merg la piscină, pentru că vreau să fiu frumoasă și la piscină. E bine să mă machiez, să nu mă machiez și cum aș putea să o fac dacă să nu par destul de, nu știu, pompoasă. În primul rând, efectuăm o demachiere și o tonifiere a tenului. Folosim o cremă cu factor de protecție obligatoriu, un minim 30. Iar ca și machiaj, putem opta pentru texturi legere, fluide, nuanțe calde, aurii, poate un rimel rezistent la apă. Da, rezistent la apă. Putem nuanța și sprâncenele puțin și un balsam de buze, pentru că și ele sunt expuse la raze. Ce ne puteți spune despre modelul pe care l-ați... Stai, pe asta vrem și eu să spun. Nu cumva domnișoara este... ba da, Doamne, Dumnezeule! Este Carina Dochiței, măi, fetița aia mică și talentată dansatoare. Campioană europeană la dans sportiv latino. Ce faci, Carina? Salut! Foarte bine. Mamă, dar câți ani ai? Împlinesc 14 în august. Du-te, mă, arată că ai 18, 17, 18 ani, ce bine arăți. Te face pereche cu Elvin. Îți amintești, Vlad, nu de mult am avut o emisiune atunci când ne-am prezentat împreună cu Cătălin Botezatu și era o copiliță care pleca în Italia. Pleca în Italia la un concurs. Eu chiar i-am urmărit activitatea și aș vrea să o întreb pe Alice, pentru că noi o vedem așa că e foarte felină și foarte sexy. Doamna Alice, cum este Carina acasă? Carina este un copil efectiv obișnuit, un copil care face ceea ce fac toți copiii. Învață, merge la școală, dar muncește foarte mult. Merge foarte mult la antrenamente, zilnic câteva ore. Deci să înțeleg că aceasta este calea, da, de la pe calea succesului, da, calea succesului, să știți că reprezintă foarte multe ore de antrenament. De-abia aștept să vă văd mai târziu dansând. Știu că ați pregătit și o surpriză tu cu Elvin și ne povestiți mai multe. Nu știu, vreau să te întreb tendințele anul acesta, spre ce zonă se virează, în afară de ceea ce propuneți voi, nu știu. Mai sunt și persoane care doresc un make-up excentric, extravagant, care să iasă din comun și din comună? Da, sunt și persoane care cer machiaje care depășesc un pic limita propusă anul acesta. Dar cred că în principiu fiecare poartă ceea ce îi se potrivește și ceea ce preferă, ce aleg. E important să-ți asociezi un make-up ținuta ce o porți în acea seară sau după amiază? Ca și în cazul modelului meu, care așa va prezenta și un moment artistic. Așa? Da, am inspirat machiajul atât din ținuta pe care o poartă, cât și l-am accesorizat cumva și cu momentul artistic, pentru că ea, cum ați prezentat, este dansatoare olimpică. Și este bine să accesorizăm machiajul la ținută, la evenimentul la care participăm. Să-l adaptăm. Da, să-l adaptăm. Super, mulțumim frumos! Spor la treabă aici, în zona de make-up, ce e foarte, foarte importantă. Eu fug în partea cealaltă, pentru că am schimbat hairstyliștii. Și acum suntem la secțiunea de coafiuri, pentru că e important și doamnele să fie răsfățate. Alături de noi sunt Ioana, Miloiu și Ionica. Ce faci, Ionica? Bine. Vai, Ionica, dar ce frumos te aranjează aici. Ioana, e important să spunem telespectatorilor că în saloanele voastre se acordă o mare grijă și copiilor, nu? Într-adevăr, se acordă foarte multă grijă copiilor și aș sugera mamelor să își aducă mai des copilașii în salon, fie că sunt fetițe sau băieței. Și sunt copiii pretențioși, Alice? Copiii sunt cei mai dulci, nu sunt pretențioși. Dacă se și împrietenesc cu stilistul, treaba este minunată. Cum e cazul aici, am văzut că Ionica nu-i mai dădea drumul din mâna Ioanei. Ce ai făcut astăzi? Ce stil ai aranjat-o? Într-un stil foarte, foarte lejer, pentru un copil. Nu foarte complicat, în așa fel încât să se inspire și mamele, să
să poată realiza și ele acasă ceea ce am făcut eu astăzi aici. Ce are, ce are aici în accesoriile? Ce sunt codiții? Să nu uităm codițe? De, da, sunt două codițe. Codițe. Mamă, să nu uităm de accesoriile frumoase pentru păr. Sunt foarte recomandate pentru copilași. Trebuie să poarte accesorii foarte multe. Fie că sunt lămițe, că sunt bentițe, coronițe. Sau fetițe frumoase. Așa. Iar acum lângă mine este fosta colegă din liceu. Doamă, ce amintire aveam. Cum mai dansam noi pe mese când eram. Dar nu se spune asta la televizor, deci da. Roxana, ce faci, Roxana? Foarte bine. Roxana, am înțeles că ai 8 ani de experiență, nu? În zona de hairstyling. Ai fost la foarte multe seminarii în ultima perioadă, că de când nu ne-am văzut, multe seminarii au trecut. Ești și finalistă la festivalul Vela. Așa, super, ești finalista unui important festival, da, care va fi pe 4 octombrie 2016, anul acesta. Unde? La București, la Sala Polivalentă. Și cum ai ajuns tu finalistă? Am participat la concursul acesta prin a realiza o tunsoare și o coafură conform trendului de primăvară-vară e-kyle. Ce bine vorbești dacă fac actorii. Așa. Am încercat, am reușit, am trecut după două preselecții, după foarte, foarte multă muncă. Felicitări, la urma urmei duci și brandul de hairstyliști talentați a Iașului mai departe, asta este important. Chiar în salonul vostru, Alice, s-au calificat în acest concurs la un moment dat 3 sau 4 hairstyliști, da? 3 stiliști din 4 s-au calificat anul acesta pentru finala Galei Vela. Să spunem că acest concurs este cel mai important din România, cel mai important în zona din de hairstyling și sunteți singura locație, singurul salon ce are 3 hairstyliști la o astfel finaliști de exact competiție, în finală. Și participă să de peste tot din România. Să le ținem pumnii și să sperăm că vor merge și la Barcelona. Roxana, dar în funcție de ce criterii alege o tunsoare? Uite, de exemplu, acum tu ai făcut ceva special. Am făcut o tunsoare grafică. Am ales un bob... Ține-te microfonul. Am ales un bob foarte scurt la spate. Am făcut un scissor over gum în partea de spate cu o porțiune deconectată. Eu am un prieten scissor, Cezar, dar scissor over gum, asta nu știu ce înseamnă. Da. Adică tehnica de a tunde pe piaptăn și foarfecă. Am înțeles. Avem aici un contur special, modelul meu, creșterea firului de păr în porțiunea din spate, o are înspre interior și atunci se recomandă ca acest contur să fie în formă de inimă. Tunsorile le aleg în funcție de fizionomia pe care o are fiecare. Încerc să pun în evidență, în cazul modelului meu, am pus în evidență scolțul gurii, are niște buze foarte frumoase. Când îmi intră un client în salon și dorește o tunsoare, încerc să mă uit la cum este îmbrăcat, să văd ce formă a feței are. Încerc să compensez și decompensez defectele pe care le are acesta. Dacă în porțiunea din spate, în vârful capului, avem această porțiune este teșită, întotdeauna încercăm să depunem cantitate de păr pentru a reda volum. Dacă occipitalul este plat și nu avem o zonă de rotund, întotdeauna trebuie să realizăm dintr-o tunsoare acest rotund pentru a avea mai mult volum în păr. Și întotdeauna, da, o tunsoare, scuze-mă Vlad, da, te scuz, trebuie făcută atât de bine încât clienta noastră acasă să fie foarte ușor să așeze părul, să vină la noi doar în momentele în care părul deja nu se mai așează, asta înseamnă 2-3 luni, recomandăm ca clientele... Mamă, ce tare ar fi, 2-3 luni, da. Da, 2-3 luni să nu se tundă, dar va veni la serviciul de vopsit. Am înțeles. Păi și este foarte de recomandat să faceți puțin actorie când mai puteți să vă opriți din vorbit. Mulțumim, Roxana, felicitări și mult succes în tot ce faci. Super realizarea ta, e o adevărată creație. Numai că mie, mă mai opresc așa din când în când că miroase a mâncare. Vă dați seama ce delicioase sunt preparatele echipei de cooking? Da, problema e că cineva stă și muncește, iar altul se răsfață cu bunătăți. Nu-i așa, Popovicius? Da, Vlad, miroase foarte, foarte, foarte bine și cred că ar trebui să prezint cât mai repede preparatul acesta pentru că o să încep să-l mănânc, dacă... Nu te mai poți abține, da, normal. Deci avem un preparat. Următorul preparat este din pește. Am pregătit un somon în crustă de fistic cu un sos special făcut din roze, unt, lime și pomodori secchi, cu o garnitură de sparanghel. Aha.
preferatul pletea. Și preparat delicios, se va asocia, bineînțeles, cu un vin pe măsură. Într-adevăr, este vorba despre un rosé de această dată, având în vedere că deja am trecut la categoria de pește, mai ales că vorbim despre un somon. Un somon care e puțin mai elaborat, nu vorbim despre un pește slab, vorbim despre un pește la care merge de minune acest rosé vinificat. Este un rosé din Cabernet Sauvignon, vinificat în sec. Vorbim și despre vinul casei, evident. Eu zic că merge extraordinar de bine cu acest paranghel. Fisticul de deasupra, Cabernet oricum este puțin ierbos, merge de minune cu ceea ce am pregătit noi aici. Nu mai avem decât să vă urăm poftă bună și să savurați vinul care este un rosé și merge, bineînțeles, și pe acest sezon. Vară, foarte rece, la terase, da. Mulțumim frumos echipei din zona Cooking. Iar dacă tot în acest sezon am pregătit multe surprize, iar aceasta este o emisiune cu o tematică specială, vreau să spun și mie ce ne-ai pregătit la Stil de Viață, Irina. Simplu. La Stil de Viață am pregătit niște spații superbe care se află la etajul al doilea în palas, adică, doamnelor, vă luați mașina, rochia pentru eveniment, parcați la subsol, urcați la etajul întâi la doamna Alice, acolo veți beneficia de make-up, de coafiură, de masaj, de tot ceea ce doriți. Orice fel de serviciu de înfrumusețare. Orice fel de serviciu și de înfrumusețare. La distracție, la cocktailuri, la petreceri. 30 de secunde durează cu liftul încă un etaj și ajung în aceste săli minunate, pe o terasă superbă, unde puteți participa la evenimentele organizate de Congress Hall. Super! Stil de Viață! Deschis la distracție. Doamnelor și domnilor, suntem în plin sezon de nunți și alte evenimente speciale din viața noastră, de aceea astăzi vreau să vă invit aici în Palas la Congress Hall. Vorbim de fapt de 5 spații. 3 dintre ele se află chiar aici în clădirea multifuncțională, iar 2 dintre ele se află în grădină. Vă invit să vizităm una dintre ele. Decorațiunile și ambientul fac diferența, pentru că atunci când intri într-o astfel de sală, ești vrăjit. Și mă refer aici la lumina ambientală, la aceste candelabre venețiene, la tapetul din țețături fine, la aranjamentele florale, mochetă. Toată această atmosferă te duce cu gândul într-o lume de vis. Ca să nu mai vorbesc de versatilitatea acestor săli, există pereți despărțitori astfel încât orice eveniment să se poată adapta nevoilor dumneavoastră. Trebuie spus însă că în aceste săli încap 1200 de invitați. Fiecare sală are deschidere către această superbă terasă cu o priveliște minunată către grădina Palas și către Palatul Culturii, simbolul Iașului. Aici vă puteți relaxa la un cocktail sau pentru o pauză de dans, de ce nu? Facilitățile și dotările tehnice fac din orice sală locul ideal pentru întâlnirile de tip business. Așadar, aici pot fi organizate congrese, conferințe, simpozioane și totodată trebuie să spunem că există și o altă serie de facilități. Mă refer la facilitățile de cazare în imediata proximitate a acestor spații, ca să nu mai vorbim de parcarea generoasă din subteran, fac din acest loc un loc ideal pentru acest gen de întâlniri. Și lucrul cel mai important, nu veți fi singuri în această aventură, pentru că o echipă de specialiști va fi lângă dumneavoastră, de la aranjamentele speciale, masa care va purta cu meniuri delicioase pe întreg mapamondul și până la momentele artistice, această echipă de specialiști va fi lângă dumneavoastră, astfel încât orice vis să devină realitate. Așadar, vă așteptăm aici, la Congress Hall, pentru cele mai frumoase evenimente din viața dumneavoastră. Deschis la distracție. Iată, mă întors în platou alături de doi monștri al
hairstyling-ului românesc. La ei îți poți face programări doar pe Facebook. Acolo îi găsești mereu. Nu ți-am zis, mă băiete, să mai lași puțin telefonul. Așa, Sergiu Baba și Iulian Vlad. Ce faci? Salut, salut Iulian. Pare bine. Pregătit? Foarte pregătit. Am pregătit o tunsoare stil creastă, tunzând scurt părțile laterale. Super. Tu ai o experiență de peste 5 ani în hairstyling, da? Da. Și mergi în general pe tunsoarele scurte pentru bărbați. Acum ai adoptat această tunsoare oarecum elegantă, nu? Cu părul pe spate. Exact, exact. Se cere astăzi? Da. Am ales tunsoarea asta pentru el, punându-i în evidență formele feței, în special. Super. Și în partea aceasta, cine este aranjat? Nimeni altul. De mă, tu știi pe cine aranjezi tu acum? Ai onoarea să-l aranjezi pe Ianis Lițcăneanu. Domnul Ianis, vă salut. Ce faceți, domnul profesor? Bine, la frizer. Corect. Păi da, nu era normal. Puțin la frizer. Fă-mă treabă aici, mă, frizerule, fă treabă. Așa. Ce părere ai tu de băiatul ăsta din spate de aici? Că e un frizer foarte bun. Vezi că trebuie să-i dai bani. La el nu discuți altfel. Așa, el te aranjează pe tine tot timpul? La el te duci? Da. Da? Și ești mulțumit așa, dar în ce stil îi cer tu să te aranjeze? În orice fel de stil care îl vreau eu. Normal, păi asta înseamnă băiețel cu personalitate. Pentru că acum este vară. Așa. Orice stil de vară. Corect. Eu zic că nici nu mai trebuie să vorbești, că ți-a dat explicațiile. Ianis, ce faci, Sergiu? Foarte bine. Ce fel de tunsoare ai aplicat lui Ianis și de obicei e pretențios? Oarecum da. I-am realizat o tunsoare rebelă de vară, care nu necesită foarte mult styling. Nu necesită foarte mult styling, dar văd că părțile sunt foarte scurte. Da, da, da. Așa mă aranjez și pe mine, trebuie să spun că Sergiu mă face de fiecare dată și pe mine, dar tot timpul când ajung pe ultima 100 de metri. Așa. Și dacă vreți voi să completați, deoarece sunt foarte mulți băiței ce vor aranjați și doresc acele tunsori cum au, să spunem, adulții, nu? Da, aceasta este tunsoarea vedetă a verii. Foarte mulți bărbați o adoptă, mai ales că este și foarte comodă de purtat. Da, așa este. Corect. Păi, Ianis, mă bucur că te-am văzut, te-a făcut frumos, rămâi la defilare mai târziu, da? Da. Mulțumesc, Sergiu, baftă acolo, mulțumim, Iulian, iar noi rămânem cu cea mai veselă trupă din Iași, ce ne încântă chiar acum prin muzică, Cross Medio! Pentru noi doi s-arăta o stea de pe cer, dar a plecat ca un din nou în noapte târziu, aproape de tine. Să fiu. Nu vom afla vreodată ce oare ne-a legat, când s-a sfârșit odată, oare am uitat. Povestea noastră, doar atât. E cineva să poată să creadă un trecut singur acum, în noapte târziu, aproape de tine. Vreau să fiu, te caut din nou, în noapte târziu, în locul tău nimeni, aș vrea să fiu. Nu vom afla vreodată.
și deodată. Oare îmi pare rău, te-a refuzat, nu te vrea. A rămas din noi povestea noastră doar atât. Ai rămas cu povestea, Popovici. Să creadă în trecut. Media, mulțumim! Sunt și noi! Andreea, poate ai acum noroc? E din cauza melodiei, Vlad. Tu chiar nu ți-ai dat seama? Eu zic să mai încerci odată, hey. Că la Ianis, bă, dar Ianis are listă de așteptare. Ce crezi tu că e ușor? Să vezi aici cu Mihai Tufănescu și cu Răzvan Corneanu! Ce mai, mă, Mihai, mă? Tot două săptămâni mai... cu programarea la tine? Două săptămâni, nu? Nu știu, dacă acum poate veniți mai repede, că e vară. Am înțeles. Acum ești puțin mai... Profitați de ocazie. Mihai e mai liber. Nu mai sunt două săptămâni. Îl puteți programa. Vă puteți programa la el mai repede. În ce îl tunzi pe... În ce stil îl aranjezi pe acest băiat? Ceva mai neconformist, după cum se vede. Știu că viziunea ta e că părul nu se tunde, se sculptează, nu? Cam așa, un arhitect. Corect. Ar trebui să fie un frizer. Ești cam de 3 ani așa în experiență și în această frumoasă echipă. El e și vopsit. E și vopsit, în culori regi. Eu cred că la bărbați... Mai bună pe tine să mă mai răcesc, frate, că eu sunt cam fierbinte. Mamă, ce rege ești! Mai mult culori regi, gri, albastru, un pic, o tentă de violet, dar masculinitatea se poate observa doar prin culori regi. Nu, dacă i-aș pune acum un roșu sau galben, deja, băi, ce-i cu ăsta, e papagal. Sau e suporter la fotbal. Sau da. Așa. Corect. Alista, se vopsesc bărbații mai nou? Bineînțeles, bărbații se vopsesc, bărbații se pensează, bărbații își fac manicură, pedicură, bărbații sunt mult mai emancipați. Sunt metrosexuali, decât nu? Corect. Decât anii trecuți. Corect. Și domnul Răzvan aici de față aranjează un model. Tot de vreo 3 ani așa ne întâlnim și la sală, acolo cu Cristian Rus. No, piguliciu, cum te descurci așa? Observați că este sculptat bine la fizic, dar el e specializat de asemenea în frizerie și tunsoarele pentru bărbați. Ce ne-ai pregătit azi, Răzvan? O tunsoare versatilă, care poate fi aranjată în mai multe feluri, un aranjat lejer, te rog, aici. Așa? Mulțumesc! Plăcere! O tunsoare business și cam atât. E o tunsoare business. O tunsoare ce foarte mulți bărbați doresc să o poarte, mai ales când în ziua de astăzi fugim dintr-o parte în alta și întotdeauna suntem în continuă mișcare și trebuie să fim așa în zona casual, elegant, nu? Da. Și la sală puțin și freză. Corect. Business. Mulțumim, Mihai, mulțumim, Răzvan, pentru aceste surprize. Și, doamnelor și domnilor, dacă tot v-am promis că o să stăm astăzi de vorbă și cu doi campioni, e momentul să-i invităm chiar acum în scenă, să-i cunoașteți mai bine și să aflăm care au fost ultimele lor realizări. Carina Adochiței și Elvin Constantin de la Clubul Imperial, coordonat de Adrian Ciutoiu. Aplauze pentru ei. Mamă, ce eleganți. Măi, așa sunt campionii. V-am văzut că v-au ferchezuit. Ce faceți, dragilor? Foarte bine. Foarte bine. Bine? Da. Tu cam tot de vârsta ei? Adică tot vreo câți ani? 16. Tot vreo 16 ani? Da. Ești mai mare, nu? Puțin. Da. Ești mai mare, așa. Ce mă gândeam eu, Alice, vorbeam acum vreo 2 ani și spuneam că, mamă, ce facem dacă nu se mai înalță Elvin, nu? Că da, e nevoie... Mare noroc am avut. Mare noroc. S-a agățat Elvin de bară și a crescut, da, într-un an câți alții în 3. Sunt cuplu în dans de 8 ani de zile și mă bucur foarte mult cu Elvin. A început și sper cu Elvin să meargă în continuare. De 8 ani de zile formați voi un cuplu în dans? Da. Și care a fost cea mai mare realizare a voastră de până acum? Aveți voi un trofeu mai de suflet? În Moscova am luat loc întâi,
din 200 de perechi. Prieteni, 200 de perechi, Iașu, România, ei doi locul întâi. Asta da realizare, aplauze, nu? Și Moscova, Rusia au rezultate foarte, foarte bune în dans sportiv. Păi dacă te confundă ăștia cu rusoaică, normal că o să zică că le iei toate premiile. Lăsăm premiile la noi în țară și la final steagul României. Elvin, care e următoarea competiție la care veți participa? Următoarea competiție va fi GOC, German Open, Open Stuttgart. Și toată vara o să ne antrenăm pentru această competiție. Wow, deci plecați în Germania când? Pe 10 august este competiția. Ba, deci aveți treabă în luna iulie, sunteți plin de activitate luna asta, nu? În fiecare zi antrenamente. În fiecare... Antrenamente în fiecare zi. Dar Adrian, cum e în sala de antrenamente? E dur? Mai ales când se apropie competițiile? Că mi s-a părut că zâmbește, dar nu-i prea zâmbetul lui. E clar. Te rog. Este dur când trebuie și foarte strict, ne explică bine și e ok. Super. Ce o să ne dansați astăzi? În timpul liber. Cea-cea, paso și jive. Cea-cea, paso doble, da, și jive. Da. Super. Aici în față, da? Avem locul aici. O să vă încadrați voi pe perimetrul ăsta. Puteți să mai facem vreo 3-4 metri în față. Aplauze și schimbăm ritmul tot cu Carina și cu Elvin. Hai să-i urmărim. Paso doble, e dansul meu preferat de privit. La paso doble, într-adevăr, îți trebuie o personalitate foarte puternică pe care Carina o are de când era copil și noi știm asta. Iată ce temperament, cât este de voluptoasă, pentru că la paso doble, dincolo de ținută, există această voluptate pe care nu orice femeie o are, pentru că deja putem vorbi de o femeie ca atitudine, corpul, chiar dacă mama spune că este încă un copil. Arată senzațional, orele de antrenament, înțeleg că sunt dure, dar mi-a mărturisit doamna Alice că n-am schimbat nimic dacă ar fi să o ia de la aplauze! Capăt. Aplauze! N-am schimbat nimic. Și rămânem pe ultimul dans, ultimul stil, jive, să-i vedem cum se descurcă. Got nothing in my brain. That's what people saying. That's what people saying. I don't want too many things. Doamne, n-aveți o unică din Rusia, nimic?
Văd trage de acolo. Nu, asta e clar. Incredibil. Dar unul zice că este absolut și fizionomia. Exact, și fizionomia. Dar eu mă bucur că este româncă, da. Să facem concurență campionilor lumei. Așa. Le venim lor de hack. Carina și Elvin fac antrenamente cu o moldoveancă, Ana Matus, care este locul întâi în lume, campioană mondială. Super, deci s-a transmis ceva. S-a transmis ceva. Se simte, se vede. Carina și Elvin, o super demonstrație celor doi campioni. Plecăm în Germania cu ce gânduri? Vino, vino cu ace, vino cu ace. Premiu? Ce premiu luăm? Să intrăm în primii 24. Hai mă, cum în primii 24? Este în primii 3. E greu? Este o competiție foarte, foarte grea. Da? Da. Bine, mult succes, prieteni dragi. Felicitări pentru tot ce faceți, respectul nostru pentru campion. Ne întoarcem imediat după un scurt moment de publicitate. What does it take for you to complete yourself? Perfection. It is something you are born to desire. It all starts as an idea, as fragile as a whisper in your thoughts that you only dare dreaming of. Only the hands of plastic surgeons can model your body into your own most personal masterpiece. In the end, it is about transforming your dreams through a unique composition of perfection into a reality. Mă interesează care ar fi diferența dintre implantul mamar cu proteză și implantul mamar cu grăsime. Amândouă sunt proceduri pentru mărirea sânului. Implantul mamar, în general, presupune introducerea unui material străin corpului, de aceea se numește implant, proteza siliconică.
este din mirea populară, larg întâlnită între paciente, de proteze, mărirea cu proteze sau silicoane. Cealaltă tehnică despre care m-ai întrebat, implantul de grăsime, care în termen medical se definește sau se numește grefă de grăsime autologă, reprezintă mărirea sânilor prin augmentarea țesutului adipos cu grefă de țesut adipos de la aceeași pacient, respectiv la tine. Diferența este că cea de-a doua metodă este o metodă care simulează naturalul, care înlocuiește un țesut lipsă cu un țesut identic. Implantul siliconic realizează mărirea de volum a sânului, dar cu un corp străin, cu un compus, să spunem, nenatural. Există vreo diferență în perioada de recuperare? Da, aș putea spune că există o diferență mare în ceea ce privește intervenția chirurgicală prin care se introduce proteza siliconică. Perioada de recuperare este ușor mai prelungită, este în jur de 2 săptămâni. Durerile postoperatorii sunt mai dificil de suportat de majoritatea pacientelor, în primele 3 zile mai ales, în timp ce grefa de grăsime este o procedură minim-invazivă cu perioada de recuperare de 1-2 zile, la care practic nu există dureri postoperatorii. Există mai mult o jenă, să spunem, fiind tolerată cu mare ușurință de majoritatea pacienților. Dumneavoastră, ce mi-ați recomanda? Este o opțiune care ține, este adevărat, de starea, de sănătatea fiecărui pacient, de resursele biologice și resursele tisulare al pacientului, dar în ultimă instanță este o opțiune pe care o face pacienta în cauză. Adică există situații în care implantul mamar este contraindicat unei anumite paciente, dar în aceeași măsură există și situații în care grefa de grăsime nu este indicată unei paciente. Aproximativ în cât timp îmi reau activitățile mele? Dacă vorbim despre implantul mamar cu proteză siliconică, vorbim despre o perioadă de 2 săptămâni. Evident, depinde foarte mult și de dorința de recuperare a pacientei și de capacitatea fiecăruia dintre noi de a trece peste micile inconveniente. În timp ce în procedura care reprezintă transferul de grăsime, reluarea vieții normale și chiar a activității fizice se poate face mai repede, după aproximativ 7 zile. Deschis la distracție. Am să te rog pe tine, Irina, să ne prezinți acest moment. Suntem aici cu două hairstyliste de top, cu mari, mari performanțe, și Lulu și Claudia, dar au pregătit și creații, să spunem, opere de artă speciale. Deci, Irina? Da, sunt speciale, Vlad, pentru că vorbim despre ocazii speciale din viața noastră, aceste petreceri în familie. Doamna Alice, iată două coafiuri speciale, despre ce este vorba? E vorba de coafiura de mireasă pe care a realizat-o Claudia. Claudia este și ea una dintre finalistele noastre la festivalul Gala Vela. La Gala Vela. Și Lulu, care lucrează și ea tot la salonul din Palas, a realizat o coafiură de ocazie deosebită. Și să spunem, accesorizată cu flori. Cu flori. Să spunem că se poartă în continuare aceste împletituri. Da, este foarte important, mai ales vara, să stăpânim acest păr care ne poate deranja. Și am înțeles că e ultimul trend, Lulu, nu? Da, este ultimul trend și am încercat să schimb puțin stilul de zi cu zi, să pun un concept avantgard și femeile să fie mai îndrăznețe decât de obicei. Și iată că vorbim și de culoarea verii, de acest roz cuarț, mă refer la rochie și la fel accesoriile din păr. Spuneți-mi, doamna Alice, noi tot vedem tunsori și coafiuri, dar ce facem noi pe timpul verii să ne întreținem părul? Și înțeleg că în salon există proceduri pentru așa ceva.
Dar sunt foarte multe lucruri pe care o doamnă ar trebui să le facă și să țină cont de sfatul nostru al profesioniștilor. În momentul în care intră în salon, poate să beneficieze de absolut orice serviciu de înfrumusețare, începând de la tratamente cosmetice pentru ten, cât și tratamente cosmetice pentru păr. Avem măști speciale, șampoane speciale pentru orice tip de păr. Și mai ales acum vara, când mergem la piscină, iată, vom merge la mare, nu? Da, soarele este un factor nociv pentru părul. Avem nevoie de pregătire, nostru. Da. Corect. Și atunci, chiar și la piscină, dacă mergem, apa care conține clor și apa mării, iarăși sunt factori care deteriorează foarte mult firul de păr. O caschetă se rezolvă. Claudia, alături de noi, celălalt hairstylist și make-up artist al salonului, de-a lungul anilor ai participat la mai multe seminarii de specialitate, tocmai pentru a fi mereu la curent cu ultimile tendințe. Zic bine, da? Exact. Cum îți mulțumești tu clientele și spune-mi și mie care este criteriul pe care îl alegi în momentul în care dorești să realizezi o coafură? În primul rând vorbim despre coafuri avantgardiste sau puteți vorbi despre coafuri porta-porte. Depinde foarte mult de ceea ce dorește clienta sau de ceea ce dorim noi să facem, dacă mergem la vreo prezentare, dacă avem un show, dacă avem un shooting sau așa mai departe. În primul rând trebuie să ținem cont de fizionomia clientei, de greutate, înălțime și în ultimul rând de ținută. Și de dorințele clientei. Corect, e foarte important. Trebuie să avem o comunicare cu clienta tot timpul. Și de multă diplomație din partea stiliștilor, ceea ce... Neapărat. Da. Și ceea ce am văzut și noi la stiliștii de astăzi, mulțumim Lulu, mulțumim foarte mult și Claudia. Și dacă tot vorbim de frumusețe, de îngrijire corporală, vreau să vă spun că masajul este unul din cele mai căutate servicii. Domnul Pletea de multe ori își dorește masaj, dar nici măcar... Băi, să știi că mie mi se face masajul fiecare zi. Cu scaunul nu are parte, știi că sunt scaunele. Dacă te duci în salon, este scaun care te masează, mă băi. Da. Așa. Astăzi, da. Andreea este răsfățată, nu eu, nici Mr. Pletea. Vă rog frumos să-i deschideți microfonul lui Popovicius, care să ne spună cum se simte ea acolo, masată, aranjată de kinoterapeutul nostru, Alexandra Vruiană. Avem și o piesă, avem și o piesă potrivită pentru ea. Ia să vedem. Acum se simte, ia vedem. E, frumos! Dacă închid ochii, mă simt ca la mare. Normal. În camera de hotel, cum te uiți la Cartoon Network. Mamă, ce te respeți, mă, Popovi! Stai că vin eu aproape cu microfonul, ia zi, cum e atmosfera asta? Deci, Vlad, îți recomand, dacă închizi ochii, te simți ca la mare, răsfățată, parcă cineva... Are niște mâini de aur. Am zis că trebuie să-ți facem cadou ăsta, că ai luat licența. Da. Asta e cadoul nostru pentru tine, Gimme 5. Mulțumesc. Așa. Ce faci, Alexandra? Bună, bună ziua. Mă numesc Alexandra. Sunt absolventă de kinetoterapie și motricitate specială la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iar mâine îmi voi da și disertația. Wow, super, baftă, baftă. Mulțumesc. Multă. Alexandra, ce tipuri de masaje faci? Fiind kinetoterapeut și să fac toate tipurile de masaj, de la masaj anticelulitic, terapeutic, de relaxare, reflexogen. Ce? Anticelulitic, ai spus? M-ar interesa, poți să-mi faci unul? Ok. Da, în ce constă masajul ăsta anticelulitic? Masajul anticelulitic constă în manevre mai profunde de masaj pentru a sparge celulele adipoase. Aha. Da, Vlad, vreau și eu să spun că ultima dată am făcut un masaj special cu pietre, cu rocă vulcanică, nu, doamna Alice? Da, un masaj cu pietre vulcanice. Noi avem și foarte multe aparate care ajută doamnele să arate extraordinar de bine înainte de a pleca în concedii. Și am înțeles că doar în 2-3 ședințe, doamnelor, puteți cu aparatul avea... de LPG puteți avea rezultate extraordinare chiar din primele 3 ședințe. Super! Dar vreau să întreb, doare masajul anticelulitic? Masajul anticelulitic nu trebuie să doară, trebuie să fie făcut la intensitatea suportată de fiecare clientă în parte. Auzi, da... Și nici nu trebuie fapt, să lase vânătăi. Asta ce e celulita asta? Celulita este un depozit de celule adipoase. Am și eu un depozit de chipsuri acasă, dar fiecare cu depozitul lui, așa. Poți să faci celulită de la chipsuri?
sigur. Trebuie să-l închid. Faliment depozit de chipset. E dezechilibrată, poate duce la apariția celulitei. Și de câte ori pe săptămână e de recomandat să facem așa ceva? Și doi, dacă și bărbații poate să facă. Sigur, masajul trebuie făcut de 3 ori pe săptămână și cu siguranță și bărbații își fac masaj. Yes. Pentru relaxare. Dar lasă mâna jos. Auzi, Vlăduț? Mai întâi trebuie să te epilezi. Da, mă, lasă că... Vreau să întreb, vine vara. Înainte de... Cu câte luni trebuie să încep să-mi fac masaj în celulitic? Pentru având în vedere că trebuie să arăt bine vară. Da. Doamnele a trebuit să vină în centrele noastre să-și facă masaj cam prin luna februarie, pentru a fi putea pregătite să poarte cât mai scurt, pantaloni scurți, rochițe, să nu se vadă celulita. Super. Dar de la o anumită vârstă, doamnele trebuie să vină cel puțin de 2 ori pe săptămână pentru a se întreține, pentru că nu se pot face minuni în câteva săptămâni. Corect. Și dacă tot ai intervenit, Alice, vreau să te întreb și pe tine. Știu că aveți foarte multă aparatură în salon. Ce tipuri de masaj se mai pot face? Da, acesta este unul din serviciile care nu se vede la noi în salon. Noi avem două cabinete aici. Obscură. Noi avem două cabinete aici în Palace Mall, în care avem aparate de ultralipo, electrostimulare, presoterapie, deci aparatură medicală, aș putea spune, care ajută la un drenaj limfatic eficient. Mai avem aparatul de LPG, care dă rezultate foarte bune, tocmai v-am spus. Dar nu uitați, masajul are un rol extraordinar de sănătos pentru organismul nostru. Da, și să mai spunem, doamna Alice, pentru că tot vorbim de lucrurile nevăzute, dumneavoastră colaborați și cu un medic specialist care poate interveni pentru anumite corecturi, da? Da, așa cum v-am spus, am încercat orice noutate să o aducem în salonul nostru. Noi avem acest business de 16 ani. Oamenii cu care colaborez, deci colaboratorii mei, sunt niște oameni minunați, sunt tineri, talentați, exuberanți. Nu se poate ca și clienții noștri să nu se simtă bine atunci când intră la noi în salon. Cu siguranță. Și ceea ce vreau să subliniez, faptul că dacă un client vine la noi și întreabă de un anumit serviciu, nu se poate să nu-i se răspundă afirmativ. De exemplu, avem doamne care doresc până și injectare cu botox și acid hialuronic. Avem o colaborare cu o doamnă doctor de foarte mare prestigiu și din familie de doctori, care vine la noi în salon de fiecare dată când o solicităm. Super! Aici, Alexandra, tu pregătești o altă tehnică acum, tehnica cu benzi? Da, este vorba despre benzile kinesiologice, benzile tape, care se pun pentru susținerea articulației, se pun și pentru drenajul limfatic, pentru eliminarea contracturilor. Așa. Acum voi pune, de exemplu, pentru susținerea articulației umărului. Și pentru relaxarea de după examenul de licență, probabil. Corect. Da, sigur, sigur. Foarte important. Cât pregătesc și tu benzile astea și îmi povestești imediat despre ele, eu mă duc până la șef Marian și somelierii noștri Cristi, dar și Daniela, să vedem ce ne-au mai pregătit. Mamă, ce bine arată! Domnule Marian, aveți legătura. Ultimul preparat este un preparat special. Avem un muș de vită de Argentina maturat. A pierdut Argentina este... finala cu Chile, dar asta e o altă discuție. Așa. Nu e nicio problemă, noi se nu pierdem Messi niciodată cu mușchiul. Corect. Cum spuneam, este un preparat mai special cu arome intense. Avem și foie gras și ca specialitate avem trufele care dau o aromă deosebită întregului preparat. Și de aceea vreau să-i înmânez microfonul lui Cristi să spună cu ce vin ar putea asocia el acest Ia preparat. Da, așa este. Este un preparat cu totul și cu totul special. Menționez că avem și un sos alături, un sos făcut de exact din vinul care am asociat la acest preparat. Am asociat un vin format din două soiuri, unul internațional și unul autohton, un Cabernet Sauvignon și o fetească neagră. Un vin... matur, să zicem așa, un vin din 2009, un vin foarte complex, cu arome de cafea, ciocolată, wow.
Da. Are așa arome de ciocolată? Sigur, sigur, sigur că vreau da. Vreau și eu. Astea vin de la, și condimente, vin de la Cabernet Sauvignon și de la Feteasca Neagră am împrumutat aromele de fructe. Da. Vă rog să-l desfaceți. L-avem pus în decantor, asta vreau să spun. Ok. Trecând la vinurile roșii, vorbim de o fantezie a gusturilor și de aceea trebuie să spunem că vinul trebuie decantat, trebuie să deschidă un pic. El stând închis în sticlă, vedeți, sticla are un diametru redus. Se sufocă, am putea să-i spunem. Se închide. Se blochează aromatic, se cabrează aromatic. În momentul când îl turnăm în decantor, iar vinul expandează și dă voie să dezvolte foarte frumos. Super. De aceea, după cum v-am spus, avem și un pahar pentru vin roșu, cu cupa mai mare pentru a da voie vinului să dezvolte. Cum avem? Aici e primul preparat, da? Aici e primul preparat. După aia l-avem pe al doilea cu rozeu și următorul cu vinul roșu. Și uite așa avem un meniu complet și complex. O asociere între vinul perfect și preparatul delicios. Voiam să mai spun că pentru final am pregătit o surpriză. Așa. Avem și un desert. La un meniu complet nu trebuie să lipsească desertul, asociat, bineînțeles, cu un vin desert. Super! Îl servim imediat în finalul emisiunii. Ia să vedem... care este treaba, Alexandra, cu benzile? M-am întors la tine. Deci ce facem cu benzile astea? Ultimul trend în benzi, da? Andreea avea o durere la nivelul articulației umărului și am zis să profităm de această ocazie. Dar știi de ce? Nu că a luat licența și a spus toți. Bravo, mă! Bravo, mă! Am stat cu burta pe carte, dacă înțelegi și eu. Păi asta nu-i burta, asta e umărul. Da, am stat așa. Și am aplicat Andreea pentru eliminarea durerilor și chiar pentru susținere. Chiar cum te simți, Andreea? Foarte bine. E bine? Am deja câteva minute. În cât timp îi trece? Chiar mi-a trecut deja, dar vreau să o întreb cât timp o să le țin. Nu cât le poți păstra până la 5 zile, poți intra cu ele în piscină, se usucă, sunt din material... Și în duș în piscină, da? Da, sunt din copac, se usucă cu fionul după efectuarea dușului, după ieșirea din piscină și au aproximativ aceeași consistență cu cea a pielii. Super tare, mulțumim frumos, Alexandra, pentru această demonstrație. Iar acum, dragă Irina, dragă Alice, e momentul să vedem rezultatul tuturor stiliștilor noștri de astăzi. Au făcut o treabă excelentă. Capodopere, adevărate opere de artă. Invităm modelele în scenă pe acordurile Cross Medio. Le admirăm și mai comentăm o dată hairstyling-ul. Exact. Ia să vedem, intrăm pe rând. Ionica, o să stai puțin acolo, coboară Ianis mai întâi. Ia uite-l pe Ianisuc. Hai, vină, mă, defilează ca model, mă. Nu ești tu model, ia-ți atitudinea. Vino aici în față. Te rog să pozezi în față, da? Așa. Ce părere ai, Irina, de Ianis? Atitudinea unui copil care știe ce vrea. Îl cunoaștem de când era aproape în fașă, nu? Cam de atunci a început el activitatea. Și colaborarea cu tine, în special. Un copil care a învățat foarte multe, Vlad, și aș spune că chiar a învățat foarte multe de la tine. Mulțumim, bravo. Ianis, te retragi prin dreapta. Ai început să ai discipoli, ceea ce e mare lucru. Mergem mai departe, o avem pe Ionica. Ionica are cele două codițe. Da, care se poartă împletiturile la copii și aceste codițe, dacă vă amintiți și Bjork purta așa, e foarte lejer, foarte comod pentru părinți, pentru perioada de vară, pentru că ei aleargă mult, copiii știm că sunt foarte activi, hiperactivi. Și atunci această coafiură îi ajută în tot ceea ce fac. Nu incomodează. La revedere, Ionica, exact. Mulțumim! Mergem mai departe. Domnișoara are o atitudine specială. Lady in Black, o rocăriță și cu o coafiură pe măsură. Exact, o rocăriță care vine și din perioada punk pe care am recunoscut-o astăzi în demonstrațiile salonului. Sigur că la o ținută din piele este foarte potrivită această creastă, ca să nu mai vorbim de accesoriile metalizate, de ținte și de lanțuri. Foarte, foarte potrivită ținuta. Iată și o ținută din perioada Les Années Folles. Cum spun francezii, este perioada dintre cele două războaie mondiale, când femeia se eliberează total, coafiurile, dacă vă amintiți, Charleston-ul, acele petreceri nebune, noapte de noapte,
perioada dadaistă, iată, aceasta este coafiura unei femei eliberate, unei femei libere. Super, și în același mergem... timp, pentru vară, este foarte, foarte potrivită. Mergem mai departe, ia să vedem Wacky, următorul nostru model. Un băiat cu atitudine, nu-i așa, Irina? Da, un băiat cu atitudine și pentru că în această vară, domnilor, trebuie să îndrăzniți să purtați culori metalice, nu, doamna Alice? Am spus că bărbații se vopsesc, da, să îndrăznească aceste culori metalice. Pe blond gri. Da, pe blond gri, cu accente de verde am văzut, de indigo, de albastru. Încercați, vara este scurtă, nu, să profităm. Da. Sigur, sigur, mergem mai departe. Uite, o ținută casual. Da, exact o ținută casual. S-o da, și cu o tunsoare ușor asimetrică, această cărare care îi dă, are ceva chic, da? Și atitudine în același timp, care se asociază foarte bine cu barba, de asemenea, bine îngrijită, cred că la același salon. De aceiași băieți minunați, iată această coafură, frizură de care spuneam noi, business, o văd foarte bine purtată și de un mire, de ce nu? Este puțin mai lungă, da, da, mi-a făcut cu ochiul, se pare că nu-i convine ideea. Și așa cum spunea, de fapt, hairstylistul este foarte versatilă pentru că cărarea poate fi purtată pe orice parte, putem trage o șuviță de păr rebelă pe frunte, putem să o aranjăm în foarte, foarte multe feluri în funcție de ocazie. Aceasta este acea tunsoare care ne duce cu gândul la anii 70-80, când a apărut moda punk. Mulțumesc! Mamă, ce elegant, această da? Creastă, da, cu tunsoarea foarte scurtă spre ceafă și care este și foarte potrivită pentru lunile călduroase de vară. Mai urmează Zâna și Miresica. Da, iată o coafură superbă, este rebelă, ne duce cu gândul la Franța, ne duce cu gândul la Provence și aceste flori care se potrivesc foarte bine. Nuanța părului este superbă, spicul de grâu care se poartă în această vară. Și, doamnelor, nu uitați, și eu mi-am făcut o codiță, da, în zilele călduroase este foarte potrivită pentru că putem să ne deplasăm prin căldura orașului fără probleme. Irina, piesa de rezistență. Firește, mireasa, întotdeauna va fi piesa de rezistență. Iată buchetul de flori, se poartă anul acesta în continuare pe lângă... Să faci o piruietă, te rugăm să... Pe lângă roz, se vadă și florile minunate din da, cocul se tău. Se poartă și fucsia. Se potrivește foarte bine acest aranjament floral cu părul închis la culoare. Ca să nu mai vorbim de faptul că modelul din față este o artistă în muzică, Florina, ce imediat o să ne încânte și o să povestim wow, cu ea. Wow, Vlad, să știi că eu o știu pe Florina, dar aproape să nu o recunosc, să nu recunosc. Costa asta. Mulțumim! Te rog, Alice, vrei să spui ceva? Da, am vrut să subliniez încă o dată că machiajul a fost realizat de Claudia, un make-up artist deosebit, cu rezultate foarte frumoase în meseria ei și vreau să mai subliniez încă o dată faptul că mulți dintre colaboratorii mei au studii academice și ceea ce m-a încurajat să deschidem peste câteva luni Academia Dona Carina. Aceasta este o noutate în premieră pe care vă aduc la cunoștință. Chiar zilele acestea sunt 9 oameni plecați în București pentru pregătirea în vederea realizării acestei academii. Super, mult, să dea Dumnezeu să aveți multe realizări. Mulțumim. Și mult succes. Doamnelor și domnilor, ați urmărit o prezentare de coafiuri și make-up a celui mai mare lanț de magazine, saloane, mai bine zis, de beauty, de frumusețe, Dona Carina Iași. Mulțumim stiliștilor implicați și tuturor persoanelor ce s-au implicat în această superbă ediție de beauty. Foarte frumoasă această... Haideți și voi, haideți să facem o fotografie, Alice, hai lângă ele și dacă tot facem această fotografie de grup, cu ocazia asta o să vorbesc și eu cu Florina, nu putem să încheiem ediția fără să vorbim cu artista noastră. Ce faci, Florina? Foarte bine, am venit să vă cânt și o piesă, o piesă de dragoste. Păi, dar te-am văzut și pe la Neața cu Răzvan și Dani, scoți da. Piese din ce în ce mai multe, noi, fresh, nu? Așa este, dar de data asta o să vă încânt cu un cover plăcut mie, e așa, de la inimă la inimă, e de dragoste. Se potrivește o piesă... cu costumația, exact, se cu rochia ta minunată, cu, da? Cu rochia, da. Super, și planurile de vara asta?
Păi mergem în Grecia, ne distrăm, cântăm în fiecare weekend. Este treabă foarte multă, poate și o piesă nouă prin toamnă, cine salutăm știe. Salutăm și pe Cătălin Dascălu. Sigur că da. Salut Cătălin, prietenul nostru. Mulțumim frumos modelelor noastre. Rămânem cu Florina, ce ne încântă astăzi cu o piesă. Nu mi-ai spus cum se cheamă, mi-ai spus Love că e de suflet. Love Me Like You Do. Love Me Like You Do, dar din filmul lui Popovicius. 56. Da. Că nu că ar fi jucat Popovicius, ci îi plăcea foarte mult de el, de Grey. Așa. Hai să ascultăm pe Florina. Și pentru Carina, mulțumesc, și pentru Elvin. Ți-au făcut coreografia acolo, da, în spate, campionii noștri. Felicitări, dragilor. Și acum, după faptă și răsplată, zise head chef Marian. Deci eu doar l-am introdus pentru că Marian se descurcă. Ai spus că ai un desert, nu? Sigur. Ca să vadă toată lumea că la desert se poate bea și vin,
nu doar un suc, o apă. Am pregătit ceva special. Avem un waffles cu o cremă de mascarpone și ricotta. Migdale caramelizate și un sos de caramel făcut în casă. Și cum e vinul ăsta? Dacă poți să-i dai și lui Cristi, e un vin light, așa, ușurel, se potrivește, e dulce pentru desert. Deci este un vin desert. Când vorbim despre vin desert, înseamnă că putem să-l savurăm ca și desert sau îl putem asocia cu desertul. Dar nu e spuma, nu ești pentru copii. Nu, da. Este un vin... Nu. Este are un... alcool. Are 11% volume alcool. Este un vin din Chardonnay, dar... Bună, fetele! Salut! Vreți un vin? Bună! Las că vine mai târziu, așa. Deci este un vin din, din soiul Chardonnay, un Chardonnay care a ajuns la maturitate de plină, cules foarte, foarte târziu și atins de un mucegai nobil care se numește Botrynis Cinerea. Super! Vă mulțumim frumos, hai să-l punem tot acolo, Marian. Mulțumim frumos pentru preparatele echipei Little Texas, ce ne-a făcut multe surprize astăzi. Mulțumim pentru surprize, mulțumim pentru asociere și ne vedem la alte ediții Deschis la Distracție. Doamnelor și domnilor, campionilor, prieteni dragi, Florina, Irina, Alice, Popovicius, ce s-a întors cu licența luată și cea mai veselă trupă din Iași, Cross Media sau noul lor arhitecto-designer în muzică, Holban Golan, elegant, așa? Man cu barbă, se poartă barba în această vară. Nicolan, vino la ziua lui Holban. Mulțumim, prieteni, vă salutăm cu mare drag. O ediție dedicată frumuseții și îngrijirii corporale. Pentru că, indiferent că suntem bărbați sau femei, imaginea noastră contează. Nu așa? Am zis bine că e prima noastră carte de vizită. Bineînțeles. Ne vedem săptămâna viitoare de la ora 11.30. Numai pe Antena 1 Moldova. Vreau să mulțumim foarte mult sponsorilor, Andreea. Mulțumim Palace Mall, mulțumim Oriflame, La Castel Delivery, Confeteria Charlotte, Little Texas, Nature Flowers, World Class, mulțumim Crown GSM și, bineînțeles, Susanu Clinic, mulțumim Alex, Pascariu și tuturor prietenilor noștri, fără de care nu am fi reușit să realizăm această ediție. Mulțumesc ținuta mea Coax, încălțăminte Yankers. Salutăm echipa Dona Carina și pe Alice. Salutăm campionii, ne vedem data viitoare. La revedere! 1, 2, 3, 6. A sosit momentul de joc. Zâmbet, gând și armonie. Avem invitați de top. Va fi mare veselie. Deschis la distracție. Shoppingul e satisfacție. Te vezi la televizor, chiar aici în Palace Mall. Deschis la distracție. Mama, ce se